Angajații clubului FC Ceahlăul Piatra Neamț au intrat începând de astăzi, 18 mai, în preaviz. Toți cei care au rămas în club pe perioada insolvenței au fost înștiințați că în 20 de zile își vor pierde locurile de muncă, deoarece acționarul majoritar va cere intrarea în faliment pe 2 iunie. Cum un necaz nu vine niciodată singur, stadionul municipal Ceahlăul a rămas și fără curent electric. În aceste condiții, arena sportivă intră în conservare, până ce municipalitatea va decide de rezilierea contractului cu echipa pietreană, care ar fi trebuit să se folosească în mod gratuit de baza sportivă până în 2023. Consiliul local va trebui să decidă cine va răspunde de administrarea bazei sportive. Odată cu echipa de seniori, dispare și centrul de copii și juniori al Ceahlăului. Din acest centru rămâne doar Asociația Ceahlăul 05, care numără în prezent 4 antrenori, urmând ca restul grupelor de copii să revină la liceul cu program sportiv Piatra Neamț. Sediul administrativ al clubului de fotbal poate fi închiriat Asociației Județene de Fotbal Neamț sau Direcției pentru Tineret și Sport Neamț, având în vedere că cele două instituții împart același sediu cu administrația taberelor.